Zambilele, trandafirii și lalelele au fost vedetele acestei zile. Încă de dimineață, domnii și nu numai au pornit în căutarea cadourilor perfecte pentru femeile speciale din viețile lor. Pentru mămica mea frumoasă, suntem puțin certați, dar acum mergem să ne împăcăm. Cui oferiți florile acelea? La dumneavoastră. Ziua ei de naștere este pe 7, dar îi cumpăr flori și cadouri și pe 7 și pe 8 martie. Cel mai mult s-au bucurat florarii. În ultimele zile, vânzările au explodat. Prețurile sunt pentru toate buzunarele. Încă mai sunt persoane care cumpără flori în această zi frumoasă. Cumpără flori pentru mame, pentru soții. Au venit și copilași care au cumpărat flori pentru mamele lor. Și la restaurante a fost agitație în această perioadă. Operatorii economici au pregătit petreceri și surprize pentru cele care vor o seară de neuitat în compania celor dragi. Avem rezervări, vin doamnele să petreacă. Sunt foarte bucuroși că pot sta mai mult și îi așteptăm cu mare drag. Ziua femeii mai vine cu o bucurie pentru români. Starea de alertă nu va mai fi prelungită după data de 8 martie, astfel că vor fi ridicate o serie de restricții. După 2 ani de pandemie, viața revine la normal.